Da, voi candidat la președinția organizației. Să ne dați câteva detalii. Adică de ce? Ce vă mână? În primul și în primul rând, prin oportunitatea care s-a creat în urma voturilor brăilenilor de a ajunge deputat, vreau să aduc un nou suflu în filiala PNL Brăila, o nouă echipă și o echipă prin care putem să construim și să ne batem cu adevărat PSD. Din punctul meu de vedere, în primul și în primul rând, trebuie să scăpăm de PSD și din PNL. Și o să enumăr la momentul oportun. Acum sunt în campanie internă, este doar o campanie curată, fără atacuri personale. După ce nu m-au căutat colegii noștri să susțină și care crede că este cel mai bun, să câștigi. După alegeri, vom trage linie și vom pleca de la zero să construim o organizație sănătoasă, bazată pe credere, să nu mai... Toate că dumneavoastră v-a convenit tot timpul, mie nu mi-a plăcut un singur lucru de când am intrat în politică, tot ce s-a discutat între noi a ajuns în presă. Aș vrea, din această filială, să creeze o mare familie. Când vii numiți pe PSD-iști din PNL? După alegeri. După ce ieși președinte sau nu, chiar, dacă nu ieși, și chiar dacă nu ieși? Chiar dacă nu ieși, sunt mulți? Nu foarte mulți, dar semnificativ. Au candidat până acum? O să vă răspund la întrebare, cum o duceți în punctul în care vă spuneți. Prima mișcare pe care poți face în calitate de președinte, dacă veți fi ales, va fi să faceți curățenie. Da, nu voi da pe nimeni afară. Asta să fie cu tot. Dacă nu faceți curățenie. Și acum nu scăpați. Oamenii care au legături cu PSD-ul vor fi marginalizați. Nu voi da, dacă voi fi președinte de filiale, nu voi exclude pe nimeni. Îi țineți la ușă, la ședință? Nu vor mai avea putere executivă. Ca tramvai în depou. Deci, domnul Francis, vor mai avea putere executivă în ea. Am înțeles, deci nu vor mai... Dar dacă câștigă vreo funcție? Dacă o câștigă? De pe vicepreședinte, de exemplu. Dacă dumneavoastră ieșiți președinte, da, și vreunul dintre ei... Eu nu vă candida doar, eu vă candida într-adevăr echipă. Deci, mergeți în alegeri cu o echipă. Da. Dar domnul Pancio și domnul Cuma, pe ce susțin la președinția partidului? Răspunde? Da. Da, vă răspunde? Da, da. Și eu la... Pentru că... Pentru că domnul deputat Pop Alexandru acum a spus că va candida, îi voi susține. Deci nu mai așteptă să vedeți dacă mai candidați la cineva, nu aveți alte... Nu am nicio altă preferință. Probabil că ați înainte, n-a fost ca domnul Sfântul Hapul. Acum a confirmat oficial. Eu și îl susțin pe domnul Alexandru Popa din momentul în care a devenit candidat. Și am făcut-o, colegii știu foarte bine, aici mi-a fost întreaga viață, timp de 7 săptămâni. Am făcut-o cu tot sufletul. Dacă mă întrebați de ce, am făcut-o pentru un om, pentru un tânăr care are o energie extraordinară și o dorință de a face lucruri, de a crea, de a lăsa ceva în urmă. Iar în discuția pe care am avut-o cu domnia sa, legată de ceea ce ar trebui să devină Partidul Național Liberal, Organizația Brăila, peste un an, doi, trei și mai departe, ideile domniei sale, năzuințele, gândurile sale au mers în aceeași direcție, au converg în aceeași direcție cu ale mele, motiv pentru care îl susțin cu toată inima. Care credeți că sunt principalele calități lor sunt Popa? Că ați lucrat până acum cu el, care îl califică pentru o candidatură la Petiție Organizației? Caracter. Energie. Și n-are datorii. Și dorință. Aveți datorii, domnul Popa? Nici măcar morale. Da, ținând cont că la momentul actual PNL are un președinte interimar, de ce nu susțineți? Care sunt motivele pentru care nu susțineți pe actual? Dar eu, din câte știu, domnul, sau cel puțin la ultima discuție care am avut-o, domnul... A zis că nu candidează. Nu candidează, da. Dar el a mai zis că nu vă supărați. Asta nu înseamnă că la ora aceasta nu respect și nu... Da, astăzi președintele partidului la Brăila este Cătălin Boru.
sunt lucruri complet diferite. Noi, dacă suntem într-o precampanie electorală în interiorul partidului, asta nu înseamnă că ne dăm foc unul la altul. Nu. Ne respectăm, facem echipă, dar e și normal ca la alegeri fiecare dintre noi să își formeze o echipă din care, pentru care să lupte. Domnule Popa, cum îl vedeți în postura de candidat? Îl văd ca un candidat. Domnule Popa, în ultimii 20 de ani, cam așa, PNL Brăila a fost un viespat tot timpul, indiferent cine a condus, au fost mai multe tabere care s-au săpat una pe alta, au ieșit și la presă și au lucrat pe multiple fronturi cu informații date din ședințe și din, mă rog, reuniuni mai mult sau mai puțin oficiale de partid. Credeți că veți reuși să, dacă ieșiți președinte, să transformați organizația PNL în Brăila într-o organizație care să aibă o viață mai puțin tumultoasă, ca să spun așa? Poate în prisma vârstei nu sunt sigur, nu sunt foarte sigur că voi reuși acest lucru. Nu concep să nu formez o echipă unită și o echipă bazată, în primul rând, pe relații personale, să fim prieteni. Și când unul din noi va fi atacat cu de PSD sau de alt partid adversar, nu o să fim uniți și să răspundem cu aceeași voce. Nu vreau să mai existe rupturi între noi doi, între noi toți, vreau să fim uniți și să mergem pe același drum.